Mai aduceți, mai faceți vreun transfer sau s-a închis taraba? Mai așteptăm un fundaș central, dar mai durează, pentru că avem o problemă, nu prea avem locuri pe listă și dacă pleacă cineva, putem, dacă nu mai putem, pentru că nu mai ne permite lista. Și cine ar putea să mai plece? Mai sunt discuții pentru unul, doi jucători, ar putea să plece la una din țările care încă nu închid săptămâna asta. Jucători străini, vă referiți? Nu, doi jucători de ai noștri sunt în discuții să plece la, dar nu Bauza, la unul sau alt club din campionatul unor țări care mai durează săptămână, două. Adică să-i transferați? La asta vă referiți? Să-i dea. Da, să-i transferăm, da. Am înțeles. Cine sunt jucătorii? N-ai rost să le dau numele pentru că știți cum este, sunt discuții. De câte au fost discuții, niște propuneri, noi am făcut niște contra... Bun, dar nu din garda puternică, nu din primul 11, cum ar veni, nu? Ba, e un jucător din care a fost foarte mult timp în primul 11, care ar putea și un jucător de... S-ar putea ca Secu CDB să ne înțelegem cu un club, dar deocamdată nu... Aha, dar club de unde? Din Europa? Păi nu prea. De la Arab, nu probabil. Arab, ruși, asta e zona. Acum aveți să mă trageți de limbă. Păi acum l-a zis pe CDB că pleacă, zice, ține și unde pleacă. Păi n-a spus că pleacă. Eu sunt sincer, n-a spus că pleacă. A existat o propunere pe numele lui. Aha, noi am făcut o contrapropunere și așteptăm un răspuns care verbal s-a spus că ne înțelegem. Dar deocamdată știți de la verbă, mai există interes pentru Asamoah, dar deocamdată nu am avut un consens. Să vedem. Bine,